178 de locuri la medicină generală, medicină dentară și farmacie au fost puse la bătaie anul acesta la Institutul Medico-Militar din Târgu Mureș. Numărul este de peste 3 ori mai mare față de anul trecut. După sesiunea de înscrieri din iulie, nu s-au ocupat însă toate locurile, așa că acum la centrele militare zonale s-a deschis o nouă rundă de recrutare a candidaților, ce se va încheia pe 24 august. Li se asigură cazare, hrănire, contravaloarea studiilor și loc de muncă într-o unitate militară, în sistemul militar. În această perioadă, la Centrul Militar Zonal de la Craiova, au loc recrutări și pentru soldați gradați profesioniști. Am lucrat în domeniul privat și m-am hotărât la o carieră militară care e mai stabilă. La Institutul Medico-Militar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, predarea se face în limba engleză.